Vreau să vă mai arătez un caz. Eu în primăvara anului acesta am fost convocat de Comisia de Disciplină a FCPR la o sesizare făcută de domnul Cunduc în urma unui articol apărut pe pigeonsplanet.ro, în care nici măcar domnul Cunduc nici măcar nu era blamat, se făcea referire stimabilul domn Cunduc. Atâta tot. Pentru atât lucru ați fost chemat în Comisia de Disciplină? Da, pentru atâta lucru am fost chemat în Comisia de Disciplină. Bineînțeles că Comisia de Disciplină a încercat să tergiverseze lucrurile și de fapt să meargă pe varianta păi și vă convine să mergeți la Mureș să jucați maraton și nici de cum pe faptele concrete. Domnul președinte al Comisiei, domnul Gătejescu, și-a exprimat o opinie personală prin care spunea eu știu sigur că dumneata ai scris respectivul articol, deși dânsul, ca și președinte al comisiei, trebuia doar să constate în urma părerilor celor membri dacă mă fac sau nu mă fac vinovat. Ideea este că nu avea nicio dovadă în sensul ăsta și totuși am fost acuzat că aș fi vinovat de, nu știu ce, blamarea a unui reprezentant al FCPR-ului. Nu mai presupuneri, practic, nu? Pe baza presupunerilor, bineînțeles, pentru că dovezi nu mi-au adus, doar presupuneri. Și, bineînțeles, că soluționarea a fost rămâne pentru următoarea ședință a Comisiei de Disciplină, care, bineînțeles, n-a mai avut loc nicio comisie, pentru că nu s-a putut dovedi. Asta a fost chestia. Ceea ce mi se pare aberant, având în vedere că sesizarea trebuia făcută, după, în opinia mea, către asociația din care făceam parte la momentul respectiv, aceasta fiind Asociația Columbofilă Brașov. Și nu s-a întâmplat. S-a făcut direct la sediul FCPR-ului. Pentru că, din câte mi s-a spus, acuzarea unui membru al conducerii FCPR nu mai trebuie să împlinească pașii necesari până se ajunge acolo. Se poate face direct la FCPR, așa este. Cutuma, nu? Da, cutuma. Deci, practic cutuma, nimic legal. Nimic legal, din punctul meu de vedere, conform statutului și conform regulamentului pe național sportiv. Bineînțeles că numai aberații mi s-au dat acolo, a fost ținut ore bune, casă, nu știu. Deci nici în ziua de azi nu pot să-mi dau seama care a fost motivul. Probabil au vrut să caute motive de suspendare a unui membru oarecare, pentru că nu dețin nicio funcție, nicio asociație, nicio... Doar pentru simplu fapt că poate, la un moment dat, pentru v-ați că... exprimat opinia... Pentru simplu fapt că poate mi-am exprimat personală. Opinia și domnul Marius Cunduc, așa cum este numit în... respectiv articolul stimabil, s-a simțit ofensat. Am adus atingere prin presupusul articol imaginii dânsului. Deși nu era nimic obiectiv. Totul era subiectiv, din punctul dânsului de vedere. Da. Și asta a fost chestiunea. Deci mi se pare aberant ca orice membru care își spune părerea, indiferent că sunt eu, că este X, Y, Z, să fie chemat în Comisia de Disciplină. Pentru motive absolut nefundamentate. Pentru absolut nefundamentate, pentru că nu era vorba de nicio fraudă, nicio încălcare a RNS-ului. Au deși stipulat acolo o chestie că nu poți aduce atingere reprezentanților conduce FCPR, dar care atingere. Corect. Atingerea nu există. Probabil, din punctul de vedere, a fost doar un orgoliu personal. Un orgoliu, probabil o modalitate de a pune presiune pe dumneavoastră într-o formă sau alta? Probabil, oricum. Amenințările astea care n-au niciun fond care se bazeze pe fapte concrete, n-are de ce să mă deranjeze. Probabil că în urma acestui interviu și dacă jocurile lor se vor adeveri și actuala conducere va rămâne în continuare în picioare, voi fi chemat din nou. Și de data asta probabil veți fi judecat cu altă. Suspendat, da, pentru declarații în plus.
Nu știu, așteptăm și vedem ce se va întâmpla. Atât putem să spunem. Știți cum este. Când te zbați prea tare, ești călcat în picioare. Dacă nu te zbați deloc, tot ești călcat în picioare. Deci orice am face, fie că ne cerem dreptatea printr-un dialog civilizat, fie că ne cerem în instanță, avem de îndurat niște repercursiuni. Și din păcate nu sunteți lăsați să vă duceți la capăt da, această pasiune da. Noastră, că până la urmă nu e decât da, o pasiune. Da, este o pasiune, pur și simplu nu am interes materiale. E un simplu material. Sport, da. E un simplu sport, nu sunt campion național, nu sunt doar un simplu membru cotizan care zboară porumbei, adunator. Dacă dăm și consideră că trebuie să aceasta e modal, da. Toată lumea care își spune părerea, atunci înseamnă că încotro ne îndreptăm. Într-adevăr, spre dictatură, nu? Nicăieri. Da, clar dictatură. Păi cine deschide gura, poporul la gât. Așa nu se lucrează. Deci trebuie să... lucrurile trebuie să desfășoare în mod civilizat. Ceea ce, din păcate, cu părere de rău și multe regrete, în actuala conducere, care a existat până în ziua de astăzi și sperăm să nu mai existe după ziua de astăzi, nu s-a putut. Dictatură clară. Nu există formă de dialog cu conducerea, nu? Forma de dialog există în opinia dânșilor. Voi spuneți ce vreți, noi facem ce vrem. Am înțeles. Asta e modalitatea. Cam atât. Mai multe nu am ce să spun pentru că... O să prezentăm întreg interviul dumneavoastră și opiniei columbofile din România și opiniei columbofile internaționale pentru a se vedea cum stau lucrurile în realitate în România. Eu cred că sunt mulți cei care văd lucrurile, probabil la fel ca și mine și ca ceilalți nemulțumiți, doar că... De ce nu au curajul să spună lucrurilor pe nume? Pentru că vor fi... De teama suspendării, nu? Bineînțeles. Deci eu, opinia mea personală, nu fac niște afirmații în baza unor dovezi reale, pentru că nu am aceste detalii, dar în opinia mea, cu siguranță sunt mult mai mulți acei columbofili care mi împărtășesc punctul de vedere, dar care se tem. Și din zone geografice diferite, din câte știu. Da, din zone geografice diferite, bineînțeles. Am avut discuții cu mai mulți columbofili din mai multe zone și care spuneau același lucru și a zis, mă, da, ok, dar eu vreau să-mi zbor porumbei, eu nu vreau să creez mai mult, mai mult, mai rău de atât. Oare se poate? E o întrebare la care eu am găsit răspuns, nu se poate. Nu se poate. Dar ceilalți încă își pun întrebarea asta retorică și așteaptă un răspuns, poate pică de undeva. Vedem că pică fulgi de nea. Răspunsul cu siguranță. Aveți dreptate. Astăzi pică fulgi de nea. Da. Mâine poate va pica și dreptatea din cer, nu? Să sperăm. Asta ne dorim cu toții. Într-o columbofilie curată, într-o columbofilie dreaptă, în care toți să fim egali. Nu unul este șeful și ceilalți sunt furnicuțele, să nu zic sclavii. FCPR-ului. Care cotizează doar cotizează noi, la buget, da. Sclave ai FCPR-ului, cotizăm, ne cerem drepturile, nu aveți drepturi, sunteți reprezentați de cine? Nici nu cunosc de cine sunt reprezentat, pentru că nu sunt chemat la adunări. Adunările generale care trebuie să fie, fiecare filială afiliată unei asociații, trebuie să fie chemată. Cum am mai spus și mai devreme, Asociația Columbofilă Făgăraș, respectiv Mediașul și Sighișoara, nu au fost convocate la această adunare, care se pare că a întrunit statutul și e conform legii. Cum? Cu toate acestea, cred că reprezentanții dumneavoastră, așa zis și reprezentanți legali, care practic au fost numiți, cred că se află în acest moment în sală și își exprimă votul în numele dumneavoastră. Fără a fi mandatați în acest sens. Da, deși eu nu-i recunosc. Nu-i cunoașteți, nu? Nu-i recunosc. Deci, din punctul meu de vedere, nu au votul pe care îl vor da dânsii, este votul meu. Am mă înțeles. Reprezint. Am mă înțeles. Deleg de ei, nu-i cunosc nici personal, nu i-am delegat nici personal.
nu mi-am exprimat niciun vot, nicio opinie în legătură cu ceea ce vor vota. Nu știu, mai departe vom vedea. Eu vă doresc mult succes și sunt convins. Sunt convins că exact cum astăzi fulgi ca din cer, să sperăm, Dumnezeu va veghea asupra FCPR-ului, asupra tuturor columbofilor cinstiți din FCPR și îi va îndruma pe calea cea dreaptă. Să sperăm că așa va fi. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Cu stimă, toate cele bune.